Ce fete! Bună seara! Vai! Ce rost suntem toate, ați văzut? Croioasă zăpezi, tu mama ești! Mama la dragon, eu sunt! La unicorn, bine! Auzi, da, am și o întrebare care este foarte importantă. Vă începeți la emisiunea? Da, fiți combativ, vreau doar să spun de rochia colegii noastre. 3 săptămâni a făcut din China și a ajuns în condiții. Bună seara și bine v-am regăsit, prieteni! Vreau să vă spun atât, că în ultimii 30 de ani am avut mulți martalogi siniștri ai învățământului, că miniștri nu le putem spune, deci m-am enervat. Băi, dar niciunul ca el, doar el, Liviu Plop, cel care știe să organizeze haosul ca nimeni altul. Stai că m-a pupat și m-am emoționat cu totul. Deci fiți atenți, pentru cei care nu știu care e faza. Elevii de clasa a 5-a n-o să aibă manuale în următoarele 2 luni. Asta înseamnă că va trebui să învețe după un compendiu. Compendiu. Nici eu n-am știut ce înseamnă, dar pe înțelesul tuturor e un fel de șaorma cu de toate, da? Unde istoria și religia sunt amestecate. Nu mai contează din care e care. Din el aflăm că omul a evoluat din maimuță, aprofundăm întregul lanț trofic de hominizi, cum ar veni, așa. După care aflăm că primii oameni pe pământ au fost Adam și Eva. Lasă-mă pe mine acum. Ha! Și uite așa să moară Darwin de necaz. La capătul lanțului trofic nu se află Homo sapiens, ci Homo religiosus. Aleluia. Stați că dacă tot a venit vorba, domnul Plop, domnul ministru, ce fel de homo este? Păi, cum se numește, că e simplu, este homo incompetentus, asta este suspicie de hominist, care o tinde să acapareze toată România, frate, devine dominantă la noi în țară. Bă. Dar eu, de exemplu, l-aș băga pe acest pop-hop-plop într-un compendiu al umorului românesc și l-aș mixa repede cu bulă, ștrulițic, sucă, păcală și tândală plus oaia d-aia și... Răule, ce rău ești, doamnelor și domnilor, Homo Cârcotașus vă urează să aveți parte de o seară inteligentă și deșteaptă, așa ca băieții de lângă mine. Așa că să înceapă Cronica Cârcotașilor! Astăzi la Cronicuța 1-2-1-2-1-2, emisie. Aflăm unde sunt banii dumneavoastră. Nu muncim noi, domnule, noi respectăm legea. Și ca să rămânem la subiect, m-am speriat când am văzut mai maimuțele astea. Vedem ce mai fac fetele. Sexualitatea este o realitate. Asta îmi place. Și ce polițiști de speriat avem, să trăiți? Bă, lăsați-mă, mă! O sărutăm pe Alexa. Nu crede tot ce auzi. Îl săru... Nu. Frumoșilor. Și râdem de tembelizioniști. Ne sunt dorma. Mamă! Seară de seară vedeți la televizor monstre de inteligență, frate. Monstre de cultură și erudiție, dacă e să mă întrebați pe mine. Auzi, dacă vreau să... Bă, nu vă spune, ce înseamnă monstre, frate? Bă, de ce femininul de la monștri? Care-i treaba ta? Din cauza învățământului de toată jena pe care l-am avut în ultimii ani, oamenii fac greșeli peste greșeli în ceea ce privește limba română. Într-o singură știre, la Prima TV, se vorbește despre un hoț ce a furat mostre dintr-un magazin. Dar patroana și polițista folosesc cuvântul greșit. Am luat o mapă care erau niște verighete, monstre, din metal. În timp ce o familie viziona monstre ale unor bijuterii care nu aveau nicio valoare. Dragă polițisto, dragă patroană, alea fără valoare erau mostre, nu monstre. Că nu erau monstruleți mai mici. A luat o mapă care erau niște verighete, monstre, din metal. În timp ce o familie viziona monstre ale unor bijuterii care nu aveau nicio valoare. La TVR România Abonament, dis de dimineață, fata din studio vorbește cu oamenii din platou. Care intră în sfârșit în sectorul 2 și, bineînțeles,
o să producă marea îmbuteiaje, citiți în pagina 5. De asemenea, în pagina 9, un articol foarte interesant, ce trebuie să știți ca proprietari de locuințe. Dacă colegul vorbește atât de anost, normal că fata vorbește cu colegii. Tot cu colegii, dar din regie, vorbește și o altă prezentatoare de la TVR România Abonament. Fetelor, administrația penitenciarelor va sesiza parchetul în... Fetelor, administrația penitenciarelor va sesiza parchetul în... Fetelor, să vedeți ce amendă vă paște! Aoleo! Fetelor, administrația penitenciarelor va sesiza parchetul în... Rămânem la TVR România Abonament pentru o repetiție cu strigare. Nu, nu, n-aud. 1, 2, 1, 2, 1, 2, emisie, emisie, emisie. 1, 2, 1, 2, emisie! 1, 2, 1, 2, emisie! Asta sună ca proba de microfon. Ce interesant e că TVR dă semne că se trezește, deși noi toți o credeam în moarte clinică. Tam, tam, taram, tam, tararara. Nu, nu, n-aud. 1, 2, 1, 2, 1, 2, emisie, emisie, emisie. 1, 2, 1, 2, demisie! Demisie la emisie, asta a deci zis. Deci ăștia se joacă de-a televiziunea, frate, deși nu m-ar deranja dacă ar face asta pe banii lor, nu pe banii mei. Deci de ce să facă pe banii mei? Stai că până la urmă nu are sens să te superi, pentru că există două tipuri de bâlbei. Bâlba de stat și bâlba privată, da? Uite, dacă te-ai sătura de teverisme, eu zic să te uiți la Diana Enache de la Pro, că ea e privată. Poate îți place. Nu pe privată. A venit timpul să ne ocupăm acum de Pro TV. Diana Enache ne furnizează o bâlbă cât casa poporului. Tensiunilor rasiale accentuate de incidentele violente din orașul american Charlottesville. Lisa a făcut o victimă colaterală. Victima colaterală se numește Diana Enache și lucrează la Pro TV. Adică ești tu. Tensiunilor rasiale accentuate de incidentele violente din orașul american Charlottesville. Lisa a făcut o victimă colaterală. În graba de a ajunge la noua emisiune, aia cu pălăria, busul spune numai tâmpenii. Mai târziu, mai târziu, mai târziu, iertați-mă, vă întâlniți cu Magda, la revedere. Mai târziu sau mai devreme, nu, să nu ne lipsești de la meteo, că lași cronica fără contribuții importante. Mai târziu, mai târziu, mai târziu, iertați-mă, vă întâlniți cu Magda, la revedere. Rămânem la Pro TV și vă arătăm cum unii pot să-și bată joc de propria meserie. Lavinia Petra este surprinsă dis de dimineață cu ochii în telefon. Asta n-ar fi nimic, dar Lavinia iar e preocupată de telefon. De când s-au instalat la Casa Albă? Avem două variante. Ori Lavinia primește știrile pe mobil, ori are un iubit gelos care nu o lasă să se concentreze la dedu. De când s-au instalat la Casa Albă? Lavinia, lasă Facebook-ul ăla pe telefon, pe se poate așa păi ceva. Păi da, și eu mă joc Candy Crush, dar mă joc acasă. Deci eu spun atât, dragă Lavinia, că dacă îl mai aveai șef pe Sârvu, ți-ar fi golit conturile cu amendă, în schimb ți-ar fi umplut frigiderul cu carne. Cu... Ai fi ieșit natural din sistemul Pro. În maxim 30 secunde, maxim. Mai sunt 30? 30 acum. Așa rapid? Hai mă! România pleznește de la sistem. Actualul sistem. Sistemul. 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 Bineînțeles că ei merită să fie desfințați. Nu fel de OTV. Aproape am distrus sistemul. Au fost excluși din sistem. Absolut firesc. Sistemul. Sistem. Sistemul. Eliminați din sistem. Nu trebuie să ne uimească aceste lucruri. Sistem. Sistemul e ocupat. Nu mai cădeți, bă, fraților, în plasa asta. Despre sistem. Să nu mai schimbăm sistemul în fiecare an. Da, sunt oameni care gândesc așa. Absolut. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, luego. Cele două fete ale noastre, astăzi prezente în emisiune, ale
Alexandra sub formă de umbră a dansat sub formă de umbră. Ea era acolo, umbra aia care dansa. Și Cristina sub formă de Cristina, că ea a dansat vizibil. N-are nicio durere, oase, nimic, bă, o zvâcă în ele și o... Că ea s-a zăpezi, dar ce faci? Da, sunt bine, uite. Șefa la pipi. Colega noastră este nașa emisiunii. Să rămână nașa. Să nu aveți așteptări prea mari. A, stai, acum ce? E o nuntă de criză cu buget de dus. Asta e. Da. Prieteni, în România, statul încurajează statul. Degeaba. Da, bine, și din cauza asta există foarte mulți asistați sociali. Adică oameni care asistă la muncă. Deci, în concluzie, plătim impozite ca să răsplătim lenea, băi, nene. Bă, ce rău ești, îmi place, bravo! Da, îmi place cum stă cu mâinile. Nu se poate. Un reportaj ce stârnește indignarea vine de la ProTV. Asistații sociali din nu știu ce comun au pierdut drepturile bănești pentru că n-au prestat muncă în folosul comunității. Azi e sărbătoare, azi. În zile de sărbătoare nu sunt. Nu muncim noi, domnule, noi respectăm legea. Și sărbătorile. Și sărbătorile, da. Ce faceți de sărbători? Stăm! Stăm, ne odinim, stăm acasă. Acum ce faceți? Acum nu ne se semințe. Așa. Cum sunt, doamne? Foarte buni și delicioase, semințele foarte buni. Uitați-vă bine, mă, la aceste specimene care are și drept de vot, bă. Nu numai drept de a încasa banii degeaba de la primărie pentru spart semințele. Că e ajutor, că nu e ajutor, semințele același gust are. Ați fost la muncă? Da. Când? Pe nu știu cum să spui. Nu mai țineți minte? Nu. Dacă nu munciți, nu primiți. Da. E corect? Da. Da. Avem și o melodie. Mai bine asistat decât angajat. Ați văzut, bă, nene, cum sărbătoreau ei legea. Da, deci mie mi-ar plăcea să stau așa, să vină bani, orică. Da, mă rog, n-ar trebui totuși să-i trimitem la muncă, să le găsim un job așa. Ce? De mulgători m-am gândit eu. Pentru că la cum, păi da, măi, cum mulg bani de la stat? N-ar putea să mulg și o vacă? Adică... Eu atât la spune. Dar direct, așa zic, fii dur. La muncă, bă, putorilor, bă, pentru voi trebuie înființate șantierele tineretului ăla, Dunăre Marea Neagră. Anina, Dunăre Marea Neagră și... Mai zi, mă, mai zi, zi ce vă rog. Lasă-mă, și colegii mei spun că eu când mă enervez fac așa cu mine, dar ce-am lipsă de, dar ce-am lipsă de calciu, ce mi-e greșe. Dar asistații sociali prezintă și altă tipologie, cum ar fi cea a șmecherului întreținut de părinți. Dosarul tău a fost suspendat de ajutor social din cauza că a refuzat un loc de muncă de la JFM când ai mers pentru reînnoire. Da, nu m-am dus. Dar v-ați căutat un loc de muncă? Nu. Dar n-aveți nevoie de un loc de muncă? Nu. Și familia cu ce vă întreține? Cu ce se poate. De tata. Da, da, tăticu. Acești tipologii de șbecherași descurcăreți și cu pretenții o găsim și la alt tânăr tăiat de pe lista la ajutoare sociale. Pentru că de ce? Pentru că pe el ăștia își față. Ia uite-l. Ai încercat să-ți găsești un loc de muncă? Ce să muncesc aici în România, doamnă, nu. Dar șomar sau ajutor social le luam vreodată? Nu. Dar ce vrei să muncesc, doamnă? Strâng hârtii pe jos? Nu, doamnă, n-am strânge hârtii, eu n-am față de hârtii. Eu n-am față de hârtii, dar cum pare eu că dacă îi aruncăm 10 lei pe jos, se apleacă după ei. Da. Fii rău, ia lăsați-mă acum ea și vreți așa în poziție. Pune-mi așa. Fii rău. Bă, parazitule! Bă, rebuture! Bă, rebut social ce ești! Știi, bă, ce mă deranjează cel mai tare? Faptul că ai același drept la vot ca oamenii cinstiți din țara asta. Votul ăstuia hotărăște soarta românilor care muncesc. Na. Păi da, mă, băieți, dar nu vă mai enervați, pentru că Lele poate... Da. Uite, am o soluție. Ce? Poți să te relaxezi. Da. Uite, ar trebui schimbată legea, da? Și cei care nu muncesc să fie pedepsiți, să li se retragă niște drepturi civile, să nu mai voteze, de exemplu. Da. Ia uși, dictatoarea asta mică, n-ai văzut, mă! Oameni buni! Obăr și tu-mi bani fură, Rionică, ia vă! Oameni buni! Da, acum sunt nervos. Unii au asistat asociația și lege de majestatea sa, cioaba, ți-a auzit, oameni buni, da? Haulu! Mare urgie mare s-a bătut asupra palatului regal la rege Liceabă de la Sibiu, bă! O ceată de mascați de la Dicot ăla a venit să-l zgârme pe regii la haface. Mi-a bătut la ușă, eu am și diabet.
m-am speriat când am văzut maimuțele astea. Înțeleg să facă circ, că vă dați seama, suntem o familie de infractori. Dacă au colaborat două firme de țigani, există suspiciunea că țiganii au fraudat statul. De fapt, nu pe regii Licioabă îl căuta, ci au pachetat-o pe nevastă sa, Sighișoara, că ea era administrator în acte, bă. Dar gentilom, cum îl știm, Cioabă la mic o lua tot asupra lui, trăiască-i gușa regală, adevărat! Pentru că îmi iubesc soția și n-am vrut să treacă ea prin toate lucrurile acestea, am luat totul asupra mea. Adică ai recunoscut? Nu, am recunoscut că am administrat societatea. La intrare în turnul Severin am fost suspect și la poliție am fost inculpat. Tot procedeul acesta s-a derulat în 10 km. La final, concluziile puse de Sighișoara, mă, regina balaoacheșilor. Ia atenție sporită că iote poliția a ajuns la Sighișoara și curând urmează Aiud, Bârlad, Focșan și Gherla. Dar de ce ne zic de evaziune fiscală? Noi nu știm ce au făcut băieții ăștia, facturi. Noi am luat marfă de la ei cu acte în regulă. Ia zi de zi! Majestate! Deci când te deducești la evaziune fiscală, îți crește glicemia, mâncați-aș diabetul tău. Ba, da, apropo de diabet, păi, dar domnul Cioabă, mai ușor cu ceapa de porc, mai rovăgan așa, cu fructe goji, cu grâu încolțit. Băi, ești de bună vrei să-i crească frunze? Ce? Pă bune? Deci dacă auziți, dacă regii Licioabă e carnivor, convins, alții s-ar mânca unii pe alții. Deci toți canibalii s-au adunat la B1 TV. Ne scuzați din nou, mă. Asta-i. La B1 TV, ne scuzați din nou, deputatul Nicolicea se bate parte în parte cu realizatoarea. Una, Nadia, care suferă de importanța de sine majoră. Oamenii dumneavoastră din PSD au scris tâmpenii, trebuie să-i apărați. Nu, spuneți dumneavoastră prostii. Nu spuneți dumneavoastră prostii. N-am scris eu nicio tâmpenie și nici altcineva. Dumneavoastră spuneți prostii, că nu le înțelegeți. Dacă îmi spuneți mie că spun tâmpenii, atunci vă spun și eu că vorbiți prostii. Asta au făcut, au scris. Care au făcut? Au scris colegii dumneavoastră din Comisia de Anchetă. Ascultați-mă, sunt și eu coleg acolo, da? Ok. Deci unul. Cu atât mai grav. Cu atât mai grav. Deci tâmpenii spui dumneata, nu eu, da? Dacă nu înțelegi, puțină școlarizare nu strică la nimeni. Dacă nu înțelegeți, domnule Nicolicea, puțină școlarizare nu strică la nimeni, da? Deci, vă faceți de rușine, domnule Nicolicea. Aceeași Nadia, mare moderatoare politică, a mediat conflictul verbal între useristul Goțiu cel adormit și Palada cel nesimțit. Am încheiat citatul. Celelalte instanțe judecătorești pot să ia în discuție principiile enunțate de către Curtea Constituțională. Îmi pare rău că vă întrerup. Principiul se aplică asupra tuturor. Da, spuneți, e bun principiu, dar să nu se aplice la Căveșii. Nu, nu, vă rog să nu mai reinterpretați ceea ce spun. Măcar, uite, asta mă deranjează și în Parlament și de asta am ajuns și eu în politică. Din cauza acestei nesimțiri, dar nu lăsa pe ceilalți. Da, îmi asum acest lucru și dacă e vreo amendă pentru acest pentru această afirmație o voi susține în fața justiției și voi demonstra că da, aceasta este definiția nesimțirii. Să nu lași pe cineva să vorbească și să intri peste el. Nu aceasta este definiția nesimțirii. Definiția nesimțirii este să-i dai și un pumn ăluia cu care nu ești de acord. Așa cum a executat domnul Palada în pauza publicitară. La valiere și mese rupte, un platou întreg de emisie scandalizat. Lui Mirel Palada nu i-a mai păsat de nimic. A sărit cu pumnii pe Mihai Goțiu. Avea ceva cu el de împărțit dinainte. 30 de secunde. Ceva de împărțit cu el dinainte. Dar nu se face... Doamne Dumnezeu! Nu mai sunt bună de nimic. După ce a pățit ce a pățit, Goțiu cel adormit s-a dus să-și povestească pățania la Radu Balci, domnule. Teribil, bă, te-a bătut ăla postule. În pauză, domnul Palada a spus să nu care cumva să mai îndrăznesc să-i spun că e nesimțit, că vedem noi după emisiune și așa mai departe. Și a spus, dacă va continua să intre peste mine și să nu mă lase să vorbesc, voi atrage atenția că da, asta este, acesta este comportamentul nesimțit. În momentul în care a sărit, m-a lovit cu pumnul, colegii noastre de studio de aici de-abia l-au desprins. Bă, și când te uiți la domnul Palada, bă, când te uiți, n-ai zice, bă, că e mare smart 2, bă, din n-am ce vorbești, ce vorbești? Deci fiți atenți ce poza am găsit cu el pe Facebook. Ia uitați ce expresie are, fiți atenți. Bă, mie mi-aduce aminte de
Hitler, iavol! Iar mie mi-aduce aminte de Hannibal din filmul ăla, Tăcerea Meilor. Acum că șasez contul, nu mai sunt poze, nu mai e contul... Balada? Da, băia bun. Păi e balada acum. Da, da, da. Avem o surpriză. Ia-o-s. Teribil, bă, l-am adus pe Radu Banciu la noi aici! Să le dăm așa, că e originală, bă! Eu cum mai arăt că e originală, bă? Da, teribil, da, bă! Da, da. Nici de tine nu place. Da, da, da. De tine nici atât, bă! Domnule Banciu, bună seara, în primul rând. Bună seara. Ce ne puteți spune? Bună seara, domnule. Domnule, eu loc cu senatorul ăla, Goțiu, eu l-aveam primul, bă! Păi da ce? Dar știți să vă bateți așa de bine? Se vede chelia. Nu știu, dar știu să fug ca nimeni altul, bă! Bă, și în plus, balada asta e mai hidos decât mine, bă! Teribil, bă! Eu urăsc bătaia, de-aia prefer emisiunile unde oamenii doar se ceartă, se scuipă, dar cu talent. Și asta-i recunosc. Sunt fan, bravo, ai stil. Și tu? Da. Maurice, fericit! Bă, eu vă urăsc pe toți, bă! Flash, flash, flash! S-a reîntors pe micile ecrane dintr-o vacanță forțată emisiunea de reală în cultură vestimentară. Bravo, nice stil! Aici o domnișoară cam băută sau afumată a plecat cu țâțele la înaintare să cucerească publicul, dar juriul a mai oprit-o din avânt. Flash, flash, pff. Nu-mi place cum se vede lejeria, nu-mi place geanta, nu-mi plac pantofii, nu pentru că au toc mic, ci pentru că nu-mi plac, nu-mi place ce ai făcut cu părul și să acolo este foarte demodat. E o replică după este ceva, dar... Este demodat, de ce? E prima dată când îl văd. De faptul că tu nu ai văzut, nu înseamnă că el este automat și ceva foarte potrivit pentru Bravo Estil. Concurenta asta e băută sau fumată? Nici Răzvan Ciobanu nu este mai îngăduitor cu mimoza. Porți o pereche de pantalon foarte urât, un elastic alb la terminație de lenjerie intimă. Aici nu. Cum nu? Dar ce este dar acolo? Ce este ăla alt de acolo? A, de ăsta am înțeles. Da. Îmi spui nu și după aceea, a, de ăsta, da. A, dar e chiar urât. Așa da, e chiar urât. Ai un fermoar alb pe mijlocul spatelui la niște pantaloni dintr-un tiul care este nude. Ce niște cât? Hai, domnule, nu se par chiar așa urât, serios. Mă, mă bucur că te amuză ce spun. Nu! Dar lasă-o, dragă, acum vrei să plângă, ce vrei să fac? Nu credeam vreodată că o să fim de acord cu el. Dar Răzvan Ciobanu, măi, fata, are dreptate. Arăți oribil. Drept urmare, concurenta rănită în amorul propriu se apucă să plângă. Ia te naba, situația e în felul următor. Turățele, hainele de nu s-au pomenit. Ce plângi face cu a plângi? Plângi de râs sau plângi de supărare? Ascultă-mă! Cred că o să știu după emisiune. Ce să faci? O să știe după emisiune. Tu intuiești niște lucruri. Ești pe aproape. Nu, că plângi pentru gacică. Tu, eu spun că n-ai cum să plângi din cauza la pantaloni ăștia niciodată. Și la final, Bădulescu? Aducându-și aminte de tinerețea ei zbuciumată când arăta ca matracuca din fața ei, îi dă o notă de trecere. Ce drăguț! Raluca, ultimul scapă turma, ia să te văd. A scăpat, mă, ultimul turma, mă, fii atent aici. Ce îi faci acolo? I-am dat un 3 grăsus, dar e plus 1, Raluca! E plus 1, mă! Ce fată sunt sigură, frate! Auzi ce... Ce sensibilă e naba și ce răi sunt jurații. Da, dar noi chiar am fost impresionați de starea ei și ne-a fost milă, așa că am invitat-o la noi în platou. Te rog să nu mai plângi, un pic de atenție, vă rog. Până pânză când eu cred că nu ești așa, de-abia așa. Stai, mă, un pic de așa. Mă, că nu e Bravo Ice Steel, e de-abia așa este naba sau cum o cheamă, naba sau pieptele așa. Naba. Naba. Domnișoară, întotdeauna ați fost atât de simțitoare și de băută. Întotdeauna, da. Iar de data asta chiar mi s-a umplut paharul. Pe bune, dar de ce? V-au supărat jurații sau... Nu intrați în piața personajului. S-a întâmplat ceva în timpul show-ului sau de ce ți s-a umplut? S-a întâmplat, da, s-a întâmplat. S-a întâmplat că mi-au dat înainte să beau. Și de-aia l-am dat pe gât, nu m-a ținut. Sunteți sensibilă la vot, că încercați să vă tratați. Mergeți cumva și faceți ceva la psiholog. La psiholog. Nu, cred că mai bine la o ciorbă de potroase pentru domnișoara, acolo s-ar potrivi. Psihoterapia asta, luăm o pauză să mergem cu un alba la tratament și revenim în câteva momente. Șerban, ea chiar e cu nava. Vreau să vă povestească, să vă zic. Ea e cu nava.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ne întreabă șefii cu ce lucruri noi venim toamna asta. Bună seara, Andrela. N-a văzut nimeni film. Dar l-ai văzut? Și atunci, de ce voia Maria să plece? Pentru că a fost foarte multe tuneluri. La băutură spune toată lumea. A, exact. Poate să zică și că a fost pe lună. Veți afla în această seară câteva amănunte. Nu e ok să le arăt altora. Care vă vor face măciuca păr. Nu vrei și altceva pe lângă salam? Aurora Boreală? Dragon? Sau cu... Nu. Mie îmi place simplu. Salamul de casă extra de la Meda merge cu orice. Dar merge și simplu. Momente de hiperexcitabilitate sau treci uneori prin stări de confuzie și tu te simți copleșit. Deficitul de magneziu poate amplifica efectele stresului. Magnerot conține orotat de magneziu care se absorbe rapid în organism și te ajută să depășești perioadele de supra-solicitare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Chiar dacă zilele răcoroase sunt aproape, plimbările în natură nu trebuie să se oprească. Pregătește-te pentru drumeții împreună cu familia. Săptămâna aceasta, jacheta pentru fete sau băieți costă doar 89,99 lei, cea pentru damă sau bărbați doar 119 lei și jacheta lungă de damă e numai 139 lei. Lidl, meriți să fii surprins! Balonarea te forțează să rămâi în umbră? Espumisan sparge bulele de gaz și le elimină din organism. Poți ieși din nou la lumină. Espumisan, ia atitudine împotriva balonării. Te speli pe dinți? În fiecare zi. Dar de unde știi că ai periat destul? Cu Colgate Total Visible Action vezi și simți cum curăță dinții în timp ce se transformă într-o spumă albastră, luptându-se cu bacteriile și reducând placa bacteriană, ca să te simți pregătit pentru o nouă zi. Colgate Total Visible Action. Pentru o gură mai sănătoasă. Colgate. Marca numărul 1 recomandată și utilizată de medicii dentiști din România. Când suferi, suferi cât pentru toți la un loc. Cu o combinație specială de substanțe, Fasconal combate eficient durerea de cap. Fasconal. Pune capac durerii de cap. Va reuși Tide să îndepărteze murdăria dificilă? Ce ziceți de această urmă? Va fi greu de îndepărtat. Să ne jucăm un pic și să facem un test. Wow, tricoul este de un alb strălucitor! Foarte ușor cu Tide ai rufe de un alb strălucitor. Când vine vorba de alb, ai încredere în Tide. Arunc cu scutecel și vă zic un cântecel, mișcând din posterior, chiar din cărucior. Sunt un bebe mult prea bine când mă îmbrac în buline și strânesc admirația la toată generația. Când intru în parculeț, parfuma la funduleț, toate mamele se întreabă cine-i bebele de treabă. Jucării, cărucioare, hăinuțe cu inimioare, suzete, bavețici pentru cei mai cool bebici. Iar când mamele postează, OLX le premiază cu un premiu de senzație, o indemnizație. Indemnizația stârnește admirația. Indemnizația, asta e aspirația. Indemnizația, merită agitația. Câștigă o indemnizație de 10.000 de lei. Heineken tastes perfect every single time, and that doesn't happen by accident. It takes 15 years to become a Heineken brewmaster. Almost as long as it took me to master this look. She came to meet a man. She found an angel. Cuckoo, cuckoo, ba-da-da-da. What's his name now? Cuckoo, cuckoo, ba-da-da-da. Still practicing. There's more behind the star. Sfățată. Când durerea de cap persistă și totul în jur se transformă în zgomot, antinevralgic pe, sau când durerea musculară te oprește din drum, antinevralgic pe, și atunci când durerea dentară te ia prin surprindere, antinevralgic pe.
Prin combinația celor trei substanțe active, antinevralgic P acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare sau articulare. Antinevralgic P. Nu lăsa durerea să-ți transforme viața de zi cu zi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Găsește momentul ideal pentru un puding rafinat. Senzații delicate și cremoase pentru gustul fiecăruia. Meriți un puding sofisticat. Premium Pudding de la Dr. Oetker. Excesele alimentare îți pot afecta ficatul. Esențiale Forte reface membranele celulelor ficatului și îl protejează. Alege Esențiale Forte pentru sănătatea ficatului tău. La EMAG ai izbucnit revoluția prețurilor. 3 zile cu promoții la putere. Profită de reducerile de până la 60% la o gamă variată de produse. Laptopuri, telefoane, electrocasnice, articole pentru casă și multe altele. EMAG. Online va fi mereu simplu. Azi e aniversarea noastră. Totul trebuie să fie perfect. Când te aștepți mai puțin, poate apărea durerea abdominală sub formă de înțepături, crampe, presiune sau senzație de greutate. NOSPA 40 mg comprimate. NOSPA elimină spasmul, calmând rapid și eficient durerea spastică. NOSPA. Trăiește clipa, nu durerea. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Părul unui bărbat trece prin multe. Dar cu noua colecție Head & Shoulders Men Ultra face față oricărei provocări. Formula sa cu ingrediente de ultra performanță oferă o protecție imbatabilă antimătreață și un păr puternic. Noua colecție Head & Shoulders Men Ultra, creată pentru bărbați. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Mâine, în Pasiune Toscana. Luvole me, siamo per sposarci. Andiamo. No, questa non gliela perdono. Beh, sei una sorpresa continua, lo sai. Quando ti ho conosciuto volevi vendere Prima Luce. Adesso invece mi chiedi di prestare dei soldi a tua sorella Aurora per aiutarla a restare. Perché lo fai? Sì, mi sposo. Beh, questo lo credi tu. Me lo vorresti impedire? Con ogni mezzo possibile. Ti ringrazio, Ruggero, per quello che hai fatto. Aurora, Ellie, aiutala! Ellie nel fuoco! Ti prego, non sento far qualcosa! Portala fuori di lì, ti prego! Passione Toscana. Mâine, de la ora 5 după amiază, la Prima TV. La Prima TV te așteaptă o mare aventură. Sunt luni de zile de când n-am mai zâmbit. N-am făcut asta niciodată. Și n-am mai râs. Dem Rădulescu și Sebastian Papaiani te învăț meseria asta. Ne învață că iubirea e perighetă de aur. Află cum e să fii logodnic de profesie în Astă seară dansăm în familie. Dar ce e asta? A, te referi la să aruncăm trecutul. Vineri la Prima TV sărbătorim seriile filmului românesc. România, sud-estul Europei, este căutat de toți marii compozitori ai lumii, numai că el n-are timp, e la cronică, la filmare. Aplauze, Robert! Ce arăt, Van Buren, ce de aici, pe bune, ia, hai! Ia, zi! Dragilor, partea a doua, hai! Vreau să vă spun o chestie. Nu este prima dată când vă spunem că televiziunile din România sunt pline de analfabeti și miserupiști. Nu, nu e prima dată. Sunt un fel de asistați, dar nu social, ci asistați corporatiști. Da, bună asta cu asistații, dar nu sunt asistați chiar tot timpul, pentru că uneori sunt nevoiți să mai și scrie. Da. Și atunci e jale. Deci se vede limba șchioapă.
N-ai văzut așa. Limba șcap, adică limba română. E... Uite, asta e limba, uite așa. Din ciclul Marea Analfabeței Micului Ecran vă prezentăm astăzi minunații scriitori ai Antenei 1. Începem cu Meteo, unde miercuri devine miercuri, iar perchezițiile devin pecheziții. Continuăm cu celebrul Big Ben, care va fi oprit 4 ani. Până în 2012. Clopotul din turnul cu ceas al Parlamentului Britanic a fost oprit pentru lucrări de renovare. Ori e 2012, ori e 2021. Ori informăm, ori dezinformăm. Și va indica în permanență ora exactă, dar nimeni nu-i va mai auzi sunetul până în 2021. Rămânem la dezinformare marca Antena 1 ca să aflăm de la o reporteriță că se află la 2700 metri altitudine. Pentru că am pornit la pas de la stână și am ajuns în podul cu florile. Situată la peste 2700 de metri altitudine în vârful Zănoaga. Sincer, cel mai înalt vârf din România este vârful Moldoveanu, care are 2544 de metri. Dar ce? Ne certăm acum pentru 150 de metri? Dă-i bă, n-ai bă de aici. Pentru că am pornit la pas de la stână și am ajuns în podul cu florile. Situată la peste 2700 de metri altitudine în vârful Zănoaga. O altă reporteriță de la Antene combină Andreea cu umbrela și iese Andrela. Bună seara, Andrela. Andreea, umbrela este un accesoriu obligatoriu în această seară. Draga Andrela, data viitoare să te prezinți cu un macrameu mai acătării, nu cu bluza asta albastră, că n-ai niciun farmec. Bună seara, Andrela. Andreea, umbrela este un accesoriu obligatoriu în această seară. Rămânem la obositorul Antena 1 și închem cu ea, doar cu ea, Mihaela Călin. Acest lucru nu a normalizat traficul pentru că a fost foarte multe tuneluri, foarte multe trenuri au avut întârzieri. S-a și enervat, a aruncat pixul, ați auzit? Cu pixul ăla o să scrie Varanul referatul pentru amendă. Acest lucru nu a normalizat traficul pentru că a fost foarte multe tuneluri, foarte multe trenuri au avut întârzieri. Zicem așa, da. Vă reamintim că fata asta cu limba bleagă, Mihaela Călin, e profesor la Intact Media. Ce profesor? Da. De ce? De bulbologie, de ce? Și aruncă și cu pixul. Suntem răi, suntem răi, deci față de pițipoancele care nu fac nimic și trăiesc de pe urma scandalurilor, câștigă și au un ban cistit, ce să mai... Pițipoance, stai că n-am mai văzut pițipoance, Crudu, cine? Drăgușanu? Chivu, care? Nu, n-ai ghicit. Marcel Toader, singura pițipoancă îmbrăcată în costum. Dar oare au rămas emisiunile pline de scandaluri fără materie primă? Ei bine, nu. Fantele Marcel Toader divorțează de-a 11-a soție. Prilej numai bun pentru a defila în emisiuni de profil și de a face niște bani, nu? Tu ai mai fost acuzat și de fostele soții că le agresai verbal sau chiar fizic. De ce a vrut Maria să plece cu atâta ardoare? Și de ce se plângea inclusiv nașilor voștri de cununie? Eu n-am agresat pe nimeni niciodată. Și atunci de ce voia Maria să plece? Pentru că ajunsese exact unde își dorea. Pentru că își dorea să fie liberă. Te-ai simțit folosit? Ai fost doar o treaptă din scara ei spre succes? Mirela, eu am să spun ceva foarte important acum și mi-asum. Eu am făcut parte dintr-un plan al Mariei. Era un plan diabolic. Ea se mărită cu tine, ea se desparte de tine și apoi tu defilezi pe la toate emisiunile de scandal. Să le dai coprofagilor materie primă. Bă, Mara, n-a văzut nimeni filmul. Dar l-ai văzut? La băutură spune toată lumea. Exact. Poate să zică și că a fost pe lună. Dar ai văzut filmuleț? Dacă știi ce am vorbit de la băutură, dacă am spune bă vreun post, închide, bă, mai zic o dată, da. Deci ai văzut filmulețe? Da. Așa. Păi și unde era? Ipostaze de la Sergei. Sergei zice că nu le-a văzut. Mie mi se pare acum... Să mor dacă știu, dacă am văzut. Foarte bine de la Sergei, știi? Dacă îți filmezi femeia... Hai să o auzim până la final. Da, te rog, Mara. Îți filmezi iubita sau ce era, amantă, la vremea respectivă niște momente intime, cu acordul ei, nu știu, ca să vă distrați treaba voastră, nu e ok să le arăți altora. Băi, nouă ni se pare că abia filmulețele alea v-ar aduce ceva audiență. Mai mult decât atât, ar face și măciuca părului ca patos. Dacă ar fi să credem povestea lui Marcel, absolut halucinantă. Veți afla în această seară câteva amănunte, pentru că sunt atât de multe încât mai mult ca sigur nu vă vom avea timp în seara asta să le epuizăm pe toate, care vă vor face măciuca păr. Rugăm insistent posesorii de măciuc să facă un pustiu de bine și să le doneze lui Capatos, ca să aibă și el păr. Care vă vor face măciuca păr? Care vă vor face măciuca păr? În cea mai perversă dintre emisiunile de la televiziunile românești, iată, inversiunile sunt permise.
chiar și cele lingvistice mânca la tata. Dănuțule, tati, da, alo, frate, dragule, mai gândește când vorbești, încă te-ai dezobișnuit, dar încearcă, te rog eu frumos. Lasă să nu se dezobișnuiască, că dacă o ține tot așa, uite, putem să-i facem o rubrică, da, la cronică, da, să-i spunem așa, stai, m-am gândit, mizeria zilei. Bă, ce bun, ce idee, bă, uite, bă, bă, nu? Bă, auzi, bravo. Da, numai bine să-i dedicăm toate locurile din Dobrușnică. Eu zic că e mai bine. Și asta e bună, dar mai mult îmi place ideea. Și e foarte tare. Top, 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 Dobrușnică! În ziua în care se împlinesc 100 de ani de când s-au desfășurat bătăliile de la Mărăști-Mărășești și Oituz împotriva armatei ruse. De la Mărăști-Mărășești și Oituz împotriva Rusiei în timpul primului război mondial. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Dass Sie es wagen, sich mein Befehl zu widersetzen! Der Militär hat befehlt! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge? Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! În ziua în care se împlinesc 100 de ani de când s-au desfășurat bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz împotriva armatei ruse. Ce s-a unere! Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es hat mich jeden nur gegen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Der Krieg ist verloren. Tun Sie, was Sie wollen. Din când în când seara, câte o jumătate de oră, poate o oră maxim, din când în când, joc Angry Birds. Angry Birds Friends. Dăm legătura în studioul Antena 3, unde Liviu Dragnea explică o parte importantă a programului de guvernare. Sunt necesare toate aceste precizări. Puteți să luați slide-urile cu dumneavoastră. Este acolo tot n-am o măsuță. De tabla asta. Știți că oamenii ne-au transmis că genul acesta de prezentări sunt foarte apreciate pentru că ele rămân scrise și doi înțeleg mult mai clar. Da, frate. Păi nu vorbesc eu de programul ăla. Treaba e așa, moșule. Păsărelele astea roșii stă pe craca lor și tot un fel de armă așa și trebuie decât să le dărem. E unele care cade ușor, dar e altele mai rele. Două excepții care cade după mai multe lovituri. Deci acestea sunt cele două excepții. Da, moșule, e unele care cade mai greu decât Grindeanu. Eu mă mai joc seara după ce adorme aia mică la Hannah Montana. Joc Angry Birds. Angry Birds Friends. Mă bag în rețea și joc cu Iohannis. Ce cadou îi faceți lui Claus Iohannis? Nu. Nu. Da, da, adorme repede și atunci mă bag în rețea cu Olguța și cu Firea. Olguța pierde prima că pe ecran apare scris în engleză Next Level și ea iese că crede că o înjură păsările, înțelegi? Sigur. Înțelegi pe drag. Apoi joc cu Firea jumătate de oră, dar se culcă și ea că mai vrea 5-6 copii. Deci ăsta e programul de guvernare. Eu mă țin de el în fiecare zi, moșule. Omor păsările astea până pică toate. Nu-l las și când termin cu ele, îmi omor premierul, mamele lor de papagali. Îi mulțumesc lui Liviu Dragnea pentru datele foarte, foarte complete prezentate în această seară. Mersi și eu. Și nu uitați, ne-ați votat să radem toate păsărelele. Le facem muci pe toate. Top, 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 Rușinică! Să vă spunem așa, cântăreața asta, Rihanna, noi acolo o făceam... Da, 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 da. Doamnelor și
și domnilor, Ray, vreau să vă spun o chestie, că uneori polițiștii sunt prinși, băi, extraordinar. Da, dar sunt prinși nu oricum, da, sunt prinși din dragoste. Prinși în... în flagrantă, bă, ce nu mai place acolo la flagrantă, oalelu! O veste terifiantă a venit dinspre poliția română. Trăiți, un comisar șefuleț, cuprins de poftele lumești, s-a dus la o fetiță veselă care l-a filmat și l-a prezentat pe internet în toată splendoarea lui. Mai grav este, trăiți, că omul ar fi divulgat secrete de serviciu pe patul de supliciu. Alo, Andrei, câte sancțiuni ați avut fie aceară? Cu cât amendă ați avut aceară? De 5, alo. Avem 7 sancțiuni în valoare de 2.000 de lei. Ăsta da subiect de scandal. Ceea ce este trist pentru poliția română ar fi antecedentele polițistului, care nu era la prima abatere morală. În luna martie, o serie de fotografii indecente în care apare comisarul au fost făcute publice. La scurt timp după a urmat un alt scandal, după ce același comisar a fost filmat în timp ce conducea beat. Zâmbești? Ține drept. Nu te uite la mine. Uite-te la trunchi. Bă, dar câta bârnă are, la așa nas mare, n-ai cum să te abții. Domnul comisar, dacă era sub acoperire, să știți că v-ați descoperit. S-a descoperit cu totul, adică da. S-a văzut și secretul de serviciu și tot, a ajuns pe internet. Da. E, nu chiar totul. Ceva a rămas nedescoperit. Răsturnare de situație în cazul polițistului ce dădea raportul în fața prostituatei. Curva nu era curva, ci să trăiți, polițiste. Ia să vedem noi ce a pățit matahari asta. Polițista care apare în aceste imagini și care are o relație cu acest polițist a fost cercetată disciplinar de către superiori pentru că nu a raportat la timp anumite nereguli. E, dar suntem curioși ce nereguli trebuia să raporteze polițista sub acoperire. Hai curaj, stimabile televiziuni, știm că puteți mai mult, scormoniți! Este Danța și Costel în varianta poliție, un caz tipic de turnare din partea amantei până în scenare și filmare. Acum, sexualitatea este o realitate. Nu trebuie să ne îngrozim. E, cum se numește sexul dintre un polițist și o polițistă aflată sub acoperire, a? Simplu. Misiune de serviciu. Oh, da, ce te pricep, dar auzi, când un polițist încearcă să bage în secție un cocalar rupt de beat, asta cum se numește? Simplu. Misiune imposibilă. Un alt caz cu tremurător în care vedem priceperea poliției române a ajuns evident pe internet. Aici, doi polițiști se chinuie să bage în secție un cetățean recalcitrant. Trăiți, pune mâna pe el. Păi uite cum trage poliția de la Mătăsari. Uite poliția de la Mătăsari aici. Uite, cine e? Domnul Liviu Breazu și cu? Cum îl cheamă pe alălalt? Nu știu, mă. Vrei să te rog eu frumos? Vine un copil. Păi, lăsați-mă, mă. Uitați aici. Dați-ne la cadru. Suntem curioși ce ar fi pățit scandalagiul dacă în loc de polițiști români erau unii americani. Vă spunem noi, îl căsăpeau ăia de îi săreau fulgii. Lăsați-mă un pas, nu mi-i pe piciorul, mă. Uită-mă, Sergiu. Uită-mă un pas. Bă, ce faci, bă? Hai de vei, scoară. Bă, ce faci, bă, să mă omoare. Bă, ce faci, să mă omoare. Păi, am și o întrebare, nu serios acum. Bă, dar polițiștii români, mă, n-au baston de la electric, nu? Bă, într-un caz ca ăsta, niște electroșocuri sunt binevenite, linișteau pomul. Să știți că aveți dreptate de data asta. Adică e mai simplu să-l curentez și-l amendez direct, nu? Păi, da. Băi, dacă îmi permiteți, vreau să vă zic una adâncă din partea mea. Ia zi-mă. Bă, că nu te amendează poliția, da? Te amendează viața. E, na. Pentru că ai călcat strâmb. Nu-i așa, Răzvan Simion? Apropo de leziune ale piciorului, băieții matinali de la Antena 1 s-au întors. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ne întreabă șefii cu ce lucruri noi venim toamna asta. Dragii mei, multe n-avem, dar am venit cu gipsul. Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața, Dani! Și să știți că darnic din fire, cum îl știm, Dani îi oferă un cadou colegului de suferință, de platou, de plajă. Stai, mă, ce, nu e gips? Păi e gips, dar băi,
Nu e întorsă, e cu operație, știi? Adică am niște șuruburi. Pare, mă! Altceva? De acolo e! De acolo e! Bine, ești tată! 2017. Altfel mă prezint. Deci, da. Ce să zic, stai locului aici. Tot la băieții în emisiune a venit o matracucă care își mulțumește singură. Pe Adrian Antoniu găsiți pe pagina de Facebook, unde aveți inclusiv numele de contact pentru evenimente. Mulțumesc că ai venit. Adrian Antoniu Oficial, mulțumesc tare mult și mie. Și mie și eu mă bucur că sunt aici și vreau să-l văd pe Răzvan cât mai repede aici la dans cu noi. La joc! Voie bună, mai are. Eu să dans o tropotită. Da, am o tropotită, să știi, una nouă, nouță. Asta e culmea narcisismului, s-a ajuns să-ți mulțumesc singur. Păi, dacă îmi permiteți, îmi mulțumesc pentru că sunt deștept, frumos, șarmant și plin de talent. Da. Du-te, bă. Eu chiar vreau să-l ating, vino aici, pentru că eu vreau să-ți mulțumesc ție, Dezbră, pentru că de fiecare dată când mă uit la tine, parcă mă văd pe mine, mă, și frumoasă și de îmi mulțumesc și mie că încă exist, frate, n-ai văzut. Eu mai am. Îmi mulțumesc că gătesc mai bine decât Scărlătescu. Cătăline, hai, nu te supăra, frate. Te-ai pup, tati. Are început în forță Șef la cuțite și pentru că sezonul trecut s-au certat ca la ușa cortului, acum Gina Pistol le face un cadou cu subînțeles. 40+. Băi, v-am pregătit o surpriză. Pentru că în al treilea sezon v-ați certat ca frații vitregi. În al patrulea sezon doresc să vă spuneți unul altuia, nu te supăra, frate. Așa că v-am pregătit acest joc. Deci, Cătălin, fața lui, bineînțeles. Sorin, fața ta. Și Florin Ghișe, tu ai fața ta. Eu vreau să joc cu lui Florin, of. Băi, nu știu dacă se poate că ne încurcăm. Dar de ce? Să mă joc puțin cu el. Toată lumea vrea. Bine, mă, ce faci? Așa. Okay, și a început concursul. Un fel de Conchita Wurst de România le pregătește șefilor clătite. Exact ce nu suportă Scărlătescu. Ce aveți voi dușmani cu mine? Nu-i mai aia, ia zi-o. N-a făcut nici rău, nici bine. N-are cum, mă. Ce cu tine de gust? Bă, nici eu, să nu zici pe urmă că n-am gustat, că n-am mâncat. Într-un final, Conchita își face apariția și se dovedește de o sinceritate crasă. Dar de unde ți-a venit ție ideea asta să faci clătite, băi nene, băi? Nu știu, nu prea am treabă cu bucătăria. Nu cred. Mai mult pentru televiziune, am acceptat să vin la asistența unei prietene, una din concurentele care a fost înaintea mea. Care? Angie. Bunicăță. Da. Din echipa căruia dintre noi ai dori să faci parte? La Șef Scărlătescu, sincer. Foarte tare, bravo! Tot la Șef s-a prezentat o domnșoară care în trecut a fost focă, dar acum a rămas doar piții. Eu te înțeleg perfect. Eu sunt în asentiment cu experiența ta de transformare fizică. Ai fost fizică. Și tu focă ca mine? Am fost și eu pufoșenie, așa. Pufoșenie? Pufoșenie, așa, sau flocodil. Flocodil. Ai o poză cu tine pufoșită, așa? Da, dacă ți-o arăt, va trebui să te omor. Dar cât ai slăbit? Aproximativ 40 și... Pofticios cum îl știm, Scărlătescu îi face ochi dulci. Atât i-a trebuit Ginei Pistol, care a venit înfuriată în platou. Așa mă, Edomir, scăpat. N-am scăpat. Măi, Cătăline! Vrei să pun carbo pe tine? Dumnezeule mare! Deci azi dimineață nu ți-am citit horoscopul, dar nu știi ce se întâmplă cu tine. Astăzi am fost să fiu mai expansiv, așa. Ai ce-a făcut? A flirtat cu toate fetele. Extraordinar! Până și ea s-a supărat, ai văzut? Ai găsit cu fetele. Extraordinar! Eu te-am slăbit, eu te îngraș. Aoleu. Și eu te împachetez. Șef Scărlătescu, de când ai slăbit, te simți așa ca o prăjitură în fața unui sucăpun de role pofticioase, da, Uzana Balaborță. Da, lasă că știu că s-ar lăsa mâncat așa puțin, pufoșenie mică. Dar unde știu? Gata cu Scărlătescu, că prea mult dulce strică, vrei să-i dea oamenii, vrei să dea oamenii diabet? Vreți nebunii? Să trecem la lucruri mai serioase. Hai, vă rog mult, hai. Să nu se oftice nici Smiley, că am înțeles că și el se poate oftica la faza vine asta. Vine și îl caftește pe Scărlătescu. Gata, rămâneți aproape de noi pentru că avem de oferit un telefon
de la Olviu. Unde? Pentru o doamnă, un domn sau un domnișor. La tine era telefonul? Evident. Bun, și când am căutat șofariu, să vezi ce-ți fac. Dintre cei ce au trimis... Stai așa, stai. Te rog. Dintre cei ce au trimis bâlbe, gafe sau subiecte pe www.cricotaci.ro, pe pagina de media, pe... Iată telefonul, prezintă-l. Nu mai dacă zici tu. Bă, niciodată nu spui. Deci, smartphone 4G dual SIM, prezintă-mă. Mai bine lăsă. Conectivitate dual mod FFDD. Memorie flash 16 GB, Android, senzor de amprentă. Amprenta mea, îmi pare rău pentru voi. Ia să vedem cum îi dăm. Hai, folosește amprenta. Șefa la extrageri. Groza Ioana! Dragă Ioana, mulțumim că ne-ai trimis vulbe, subiecte și alte discuții pe cărcotașul. Ioana, Groza, e un telefon... Grozav. Și ne întoarcem cât ar zice Scărlătescu cu cordon bleu. Hai. Ne sunt dorma. Răspunsul meu este da. Este genial. Răspunsul meu este da. Aplauze, răspunsul meu e da. Ceva. Vă cerem scuze pentru defecțiunea tehnică. Mergem mai departe cu știrile. Acum? Îți băută. Concentrez la emisiunea asta și nu pot să mă concentrez. Exact ca aia la juriu, aveți 3 de da. Deci, cum spunea cineva, ești bună, Mărie. Dar Cristina se vedea mai bine din zona aia de acolo. Și Alexandra se vedea bine, dar Alexandra nu a arătat tot ce poate. Adică îmi pare rău. Dar mai e până la finalul emisiunii. Da, ce vrei, așa, din prima, Cristina, tot. Cristina, crede-mă, am avut un moment când te-am văzut așa, am avut senzația, băi, săraca a lăsat-o spatele. Adică... Da. Asta se mai întâmplă, mă rog, revenim bebelușele noastre, Cristina și Alexandra. Și Maria care? Ce știi așa, măruț? Da, de ce? Mi s-a spus că mi-am pilit prea mult dinții și din cauza asta nu mai văd bine. Mi-ai transpirat-o. Am transpirat. Habar n-aveți cât de cald e aici. Hai, lasă, zi mai departe. Mă rog, hot, nu cald. Am aflat de curând că ăștia de la ProTV se pricep la agricultură cum mă pricep eu la împletit, ia să zic eu, ce-ai pățit? Ți-a intrat o muscă? Da, era musca aia care te bântuia pe tine mai devreme. Din păcate, Adrian Sârbu, cel care se pricepea la toate în Pro, nu mai e acolo. Am înțeles din câte vorbeam și cu colegii mei din alte televiziuni. Mai fi o dată așa că mi-a plăcut. Am aflat de la colegii mei din ProTV, vedetele noastre, pe dumneavoastră, că domnul Sârbu era pasionat de coprocultură. De ce? Stai puțin, explică, te rog. Adică se căca pe toți. Poate nu știați, dar România, tovarăși, are în toamna asta recolte, record! Cam cât de mari aflați de la ProTV. România a strâns în acest an o cantitate record de grâu și secară, cam 10 milioane de tone, adică o medie de 4,8 kg pe hectar. Și recolta de rapiță ar fi un record istoric, în total 1,6 milioane de tone și o producție medie de 2,8 kg pe hectar. Alea erau tone, nu kilograme, că la o astfel de producție făceam un fâz la hectar. România a strâns în acest an o cantitate record de grâu și secară, cam 10 milioane de tone, adică o medie de 4,8 kg pe hectar. Și recolta de rapiță ar fi un record istoric, în total 1,6 milioane de tone și o producție medie de 2,8 kg pe hectar. La B1 TV, ne scuzați din nou, Aneta Sângiorzan încurcă borcanele, sau mai bine zis, gardurile.
Jandarmii s-au chinuit mai bine de 7 ore să salveze o ursoaică de aproape 200 de kilograme care se blocase în sarmelele unui gard. În sârmele unui gard. Ei, asta da bunăstare pesedistă, să crească sarmelele în gard. Jandarmii s-au chinuit mai bine de 7 ore să salveze o ursoaică de aproape 200 de kilograme care se blocase în sarmelele unui gard. Și revenim la ProTV pentru că după mult timp am prins-o pe Esca. La Constanța, pelerinii au stat la coadă ca să atingă brațul Fecioarei, adus de la o mănăstire din Grecia. La Biserica Sfânta Maria din Constanța, oamenii au stat la coadă cu orele ca să atingă brâul Maicii Domnului, adus de la mănăstirea Catoxenia din Grecia. Noi știm că Andrei are pile și ar putea aduce în România fix ce își dorește pentru știri, dar brațul Maicii Domnului s-a dovedit a fi brâul. La Constanța, pelerinii au stat la coadă ca să atingă brațul Fecioarei, adus de la o mănăstire din Grecia. La Biserica Sfânta Maria din Constanța, oamenii au stat la coadă cu orele ca să atingă brâul Maicii Domnului adus de la mănăstirea Catoxenia din Grecia. Dragii noștri, asta e... Ce mai e clar? Andreea Esca nu e cea mai bisericoasă femeie din lume. Gata, am prins. Auzi, mă, dar oară ea s-o spovedi? A, nu cred, nu. E frică să nu întrebe de salariu. Nici vorbă, da? E frică să nu roage patriarhul să termine singură catedrala mântuirii neamului. Băi, lucru este sigur. Când vorbește Esca, Antena 1 tace. Definitiv, frate. Ce voi? Se știe că ea, cheia marilor succese sunt pauzele lungi și dese. La Opositor, emisia se întrerupe la 19 și 2 minute și revine la 19 și 17 minute cu scuzele de rigoare. Am revenit la Observator, vă cerem scuze pentru defecțiunea tehnică. Mergem mai departe cu știrile. Cu un sfert de oră de pauză forțată, n-o să bateți voi ProTV-ul în veci. De când v-ați mutat în locul nostru, nici tehnica nu vă mai ajută. Am revenit la Observator, vă cerem scuze pentru defecțiunea tehnică. Mergem mai departe cu știrile. Trecem acum la Iralitatea pentru a vă arăta o reporteriță pofticioasă. Primarul general al Capitalei, Gabriela Fira, a spus că bucureștenii nu vor scoate mai mulți bani din buzunare pentru căldură și apă caldă. Dacă ne-a asigurat doamna Firea, așa o să fie. Dar de ce poftești tu la apă caldă, a? Bucureștenii nu vor scoate mai mulți bani din buzunare pentru căldură și apă caldă. Că vorbeam de apă, să vedeți dumneavoastră cum se alimentează apa cu orașul la România TV. Ședința s-a ținut chiar la sediul firmei care alimentează apa cu oraș, apă cu orașul. Blondina asta și când se corectează, tot greșit spune. Profesionistă până în măduva oaselor sau până în apa de la genunchi. Ședința s-a ținut chiar la sediul firmei care alimentează apa cu oraș, apă cu orașul. Rămânem la România TV pentru a ne veseli cu un reportaj. De asemenea, cei de la ANPC ne spun și faptul că Andrei, mulțumesc. Noi nu-ți mulțumim, Andrei. Puteai să tragi și tu o bâlbă mai elaborată. Ce naiba, mă? De asemenea, cei de la ANPC ne spun și faptul că Vai, săracul de mi s-a blocat softul. Da, mă, băiatul, de data viitoare învață știrea ca pe poezie. O înveți și o reciți, nu-i așa greu? Da. Dar să nu cumva să îndrăznească cei din studio să te întrerupă că ești mâncat. Alexa, ia-ți cuvintele la tine și arată-i băiatului de la Arunia TV cum se face meseria asta de reporter. Hai că simt. Zicala noastră de astăzi spune așa: nu spune tot ce știi, nu crede tot ce auzi. Dar în cazul de față, chiar trebuie să ne spui tot ce știi, chiar dacă nu crezi nici tu tot ce știi. Înțelegeți, nu? Și cum totul pare să devină o confuzie deja, hai mai bine să facem lumină în cazul întrebărilor noastre. And action! Să-mi continui următoarea zicală, dacă știi. Următorul proverb: a fi domn e o întâmplare, a fi prost e lucru mare. De o minune? Nu o cunosc. A fi om? Da? Nu-l mai știu. Îl știam. Îl am pe limbă. What the fuck, îl am pe limbă. Nu-l mai știu. Proverbul zice așa: a fi domn e o întâmplare, a fi om, puncte, puncte. E un lucru mare sau bun? E lucru mare. Așa e în viața de zi cu zi. A fi om e lucru mare. Cine cântă melodia Noapte albastră? Noapte albastră. Da,
mi este cunoscut, dar nu-mi vine. Deci, e o piesă mai veche. Marina Voicu, nu? Bărbat. Daniel Drăgă. Da, nu știu. Mi este foarte cunoscută, dar acum nu-mi vine în moment. Sincer, nu știu. Ai auzit de ea? Am auzit, dar... Hai, la fel, hai, Astră. Sau cum e? În fine, nu știu. Am auzit de ea, dar nu știu cine o cântă. E mai veche. Știu. Mult. Știu, asta știu. Habar n-am, cântăreți român nici nu mă uit. Singurul cântăreț român îmi place de Tudor Chirilă, de la Vama Veche. El ascult cu mare plăcere. Asta, să fiu sincer, nu cred. Ai auzit de melodia asta? Bați la poate ferească. Știu, dar refrenul, dar nu. Ți-e cunoscută melodia? Eu știu, dar nu mai știu. Da. Mai un domn mai în vârstă. Îl sunt pe tata? Dacă îmi spui măcar prima literă cu care începe numele. Și a doua. Ultima. Cu A, G, A. La geam nostru să-l privești. Nu. Noapte albastră, da. Și știam, am un lapsus. E mai în vârstă, da. Gabriel Cotabiță. Cum se mai numesc cu tremurele de pământ? Cu tremurele de pământ? Cu tremurele. Nu-mi vine acum. Cred că zguduială, nu-mi vine. Nu-mi vine acum. Cataclism. E cataclism cu tremur, dar nu e. Sau frecările scoarței terestre. Mișcarea plăților tectonice sau deplasare. Cratere. Cu tremurele de pământ. Seisme. Seism? Flamenco este un dans specific cărei țări? Argentinian. Argentinian? Nu, e flamenco, e o pasăre. Flamingo. A, flamingo, ai zis flamenco. Nu știu. Argentina. Argentina? Nu le-am cu dansul. Nu le-am. Ai văzut vreun spectacol de flamenco? Știi cum arată? Nu le-am cu dansul. Asta la mine e pas de mult. Rusia, Mexico, pe acolo cred. Cred că Spania. Spania. É terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbo no chão. Nu, că nu se poate, nu. Așa, Nicu, Nicu, dă drumul la Tulum, bă, dă drumul la apă, să ne răcorim un pic, că nu mai înțeleg nimic. Deci cum se mișcă? Nicule, dă drumul la apă, Nicule. Păi, dezbră. S-a căzut, v-ați dezmembrat cu totul. Mi s-a muiat la valiera, fii atent. Doamne, apără și păzește, mă, discopatie scrie pe voi, faceți discopatie. Șerbane, decât așa, mai bine pe flamenco, frate. Ia, hai! Doamnelor și... Eu cred că ai spart ceva acolo, unde corneai, ok. Doamnelor și domnilor, protoveșantele 1 se bat iarăși pe rating, pe bani, pe flamenco. Da, nu știu dacă ați văzut că la Vocea României toți concurenții au voce, în timp ce la X Factor... Sunt toți nebuni aia, cu chef de circ, așa, zici că au venit la... Asta face diferența dintre un show și o șușă. Tocuși începe. Are început Vocea României, care a călcat totul în picioare la prima ediție. De ce? Pentru că au super voci, de-aia. S-au întors, au descoperit o puștoaică de doar 16 ani. Revenind la jurați, urmează momentul adevărului pentru Smiley. Îmi pare rău, sincer, că nu m-am întors. Spune atâta, sunt un dobitoc. Sunt un dobitoc. Mulțumesc! Eu să știi că, indiferent de ce antrenor îți alegi, mă ofer să te conduc în culise. Măcar atât să fac și eu în emisiunea asta. Dar Smiley nu e singurul care recunoaște. Și Chirilă trece prin momentul adevărului. Cum te cheamă? Suzana. Eu v-am spus că sunt un dobitoc. Câți ani ai, Suzana? Acum, 18. Acum azi, scot e rândul tău.
spune și tu că nu te doare. Mamă, sunt un dobitoc și nu m-am întors. Că-ți mai i-a zis, toți am zis. Da. Fii și tu cu noi. De ce a fost în capul tău? Apropo de despot, el este nou în jurul de la Voce și vrea să folosească asta în avantaj propriu. Eu sunt nou în emisiune. Nu am palmaresul altora. Însă, eu îți promit că dacă vii la mine în echipă, nu te voi uita niciodată, pentru că tu vei fi întotdeauna pentru mine prima. Mamă! Oh my God! Wow! Nu i-a ieșit chiar din prima. Concurenta l-a ales pe Chirilă. Altă fată a avut onoarea să fie prima. Prima din echipa lui Despot. La ce vă gândeați? Hă? E foarte greu să aleg, sincer. Yeah, but it's a game. It's a game. It's just a game. E important. It's a game for you, maybe. Da, e important ce alegi acum, să știi. Adi. Yeah! Adi Despot are primul concurent! La sfârgheața! Bine! Da, deci, cât timp se difuza materialul, băieții ăștia de lângă mine aveau o discuție foarte aprinsă despre octave, dar n-am înțeles exact despre ce era vorba. Adică, care-i faza cu... Păi, stau și mă întreb, oare câte octave trebuie să aibă vocea unui concurent ca să-i placă lui Despot? E simplu. 3. Câte? 3. Deci câte octave? 3, mea! Asta era, acum m-am prins. Pentru a vedea de ce concurența de la Antena 1 a reușit să facă doar jumătate din audiența Vocii României, să vă prezentăm concurenții selectați de echipa de producție pentru prima emisiune. Ne sunt dorma. Ne sunt dorma. Nu puțin, stai un pic, mă puțin, și eu vreau să aud treaba. Nu mă puțin, dă-mi un pic mai tare. Ne la tua Freda stanța. Cu astfel de concurenți vreți să bateți vocea, măi? Nici măcar în glumă nu pot fi prezentați într-o emisiune ce caută talente. Al alba vincero, vincero. Iată-n că aici o lovește. Vincero. Opriți-l că ne curge sânge din nas. Nu! Știți ce e culmea? Că show-ul X-Factor în afară are audiențe mult peste formatul Vocii. La noi diferența este făcută de echipa de producție care, la antene, a făcut școala ajutătoare de televiziune, pardon, Intact Media Academy. Iată o altă concurentă care și-a făcut curaj cu... 200 de vodka. Știi să faci, să calculezi probabilitățile la un joc de table? Acum? Îți băută. Cum? Ai băut pentru curaj sau ai băut pentru talent? Pentru curaj, talent, cât, talent. Cât se bea pentru curaj? Așa, la kilogramele mele, 69. Așa, 200. Nu, lasă, dar și-a fost frică, nu așa? Ai avut spaime pe tine. Du-te că se duce efectul. Dar și auzim și cu cântă, ia bagă fată. Vagabondul vieții mele. Răzvan și haideți, Dani, vă rog, toată lumea. Așa, Răzvan, ține! Și cu surgiu, fără cu sur. Să că ea nu se aude nici pe ea. Senzațional! Unde dracu e senzațional? Poate senzațional de slab. Și ca să vedeți valoarea show-ului X-Factor, iată un concurent care merge mai departe. Vai la morena, vai la chetulo, vai la scorinduna, oviando la scadera, moviendo la cintura. Baila morena, baila chetulo, baila scomoringuna. La Vocea României, nenea asta nu ducea nici gunoiul. Aici jurații l-au votat în unanimitate. Ce vorbești, măi? Propun să votăm. Hai, una și Oria, una dacă te încălzește cu ceva, nici de mine n-a zis nimic. Mai surprins, plăcut, nu m-am așteptat. Sincer, m-am mulțumesc așteptat. Pentru apreciere. Răspunsul meu este da. Normal, 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 normal. Normal, așa bărbat puternic. Răspunsul meu este da, pentru că mulțumesc foarte, foarte mult. Doamna Delia. Aplauze, răspunsul meu e da. Să rămână mii de mulțumiri. Omul cântă rău, chiar dacă arată mai degrabă ca un electrician de ăsta la întreprinderea de mașini unepte. Mă, că a trecut deci, pentru coreografie, ne-ai văzut că avem mișcarea. Da. Oricum, da, de la acceptabil la strălucitor, e cale lungă. Adică mai avem... Cam cât de la Antena 1 la Pro TV. Știi că e o nouă glumă pe la Pro TV, acolo o foloseau acum un an și acum din nou. Ci că Antena e la jumate.ro. Să vă arătăm din nou de ce Vocea României este peste X Factor. Pentru că au voci, de aia. Ascultați cum cântă nenea asta. It's been a long...
Și acum, comparați-l cu Julio Iglesias în Mizerie. Baila morena, baila que tú no bailas con ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la quintura. Pe lângă faptul că au voci bune, mai au și concurenți mișto. Avem aici un rocker care îl imită pe Minculescu de la Iriș. Bună seara, prieteni! Bă, dar de unde vă știți? Îmi plac foarte mult pentru că am copilărit cu ei. Eu știu pe el de pe net. De pe net? Da. Deci și tu de unde știi pe el? Oh, de la concert, vă dați seama, am cântat... Ce mișto îl imită pe tine. Este genial, este genial. Extraordinar. Despre Adi Despot se poate vorbi foarte mult sau foarte puțin. Stai. Cunosc din foarte multe concerte în care am colaborat cu formația. Ce tare e! Auzi, mi se spune în cască că te-ai calificat și la România o talent. În show-ul ăsta nici jurații nu se lasă mai prejos. Adi Despot și Tudor Chirila au făcut același liceu, dar nu și-aduc aminte cu plăcere de profa de franceză. Eram curios cu cine a făcut Tudor franceză în liceu, pentru că profesoara mea de franceză din liceu m-a ajutat să mă îndepărtez de limba franceză și era... Se pare că asta este o situație similară și la Unești. Ok, am făcut pe aceeași profesoară. Mi-a fost dirigintă și preda franceza. În plus, Chirilă face o mărturisire epocală. Era invidios pe Despot când erau colegi de liceu. Băi, vreau să vă zic ceva. Eu eram foarte invidios pe Despot, fără să-l cunosc, pentru că mergea cu o chitară acustică, sub braț, de fapt într-o husă, tot timpul se plimba și zic, bă, ăsta... are un atu la fete, zic, extraordinar. Trebuie să mă apuc și eu de chitară, că nu știu ce se întâmplă. Invidia e motorul evoluției uneori. Vedeți unde l-a dus pe Tudor Chirilă? În vocea, în juriu, în vocea României. De ce ai diferență, bă, da? Eu când eram mai tânăr, îl invidiam pe Rocco Siffredi. Cine e ăsta? Ăla e cel mai mare actor porno și la propriu și la figurat. Atunci, Șerbane, nu te supăra, îmi pare rău că spun, dar te-ai ratat. Acum, da, vreau să vă întreb și eu o chestie. Vorbim, râdem, glumim, toată lumea se uită la emisiune. Bă, da, în partea asta nu trebuia să fie rubrica mea? Păi, dezbrăcat? Corect, bine, ai zis că trebuia să fie, dar și tu te-ai ratat. Corect, da, dar dacă faci o pauză acum și mergi și filmezi repede, poate dăm și rubrica în partea următoare. Băi, să nu mă supărați că e făcut, e montată deja. Da, da, mă, da, bine. Ne întoarcem imediat. Compoziție proprie. Să vă dai și mie dimineață la radio, că nu se poate, pe bune. 2016, toamna, Cioara de Ipsos a luat cu această piesă superbă. Bravo! Bine, bravo! Mi-o pun ringtone la telefon. Doamnelor, domnilor, cum ar fi viața noastră fără telefoane mobile? Fără el chiar am trăit viața. Deci așa ne-o petrecem holbându-ne în ecran și lipsind practic de cele mai multe ori din viețile noastre, dar... Bă, am și o întrebare și gata că m-am săturat. Bă, rubrica mea, unde e? Nu te grăbi. Revenim la telefoane. Da, pentru mulți, telefonul mobil a devenit ca un fel de extensie a propriului eu. Și mai mulți oameni au devenit extensie la propriul telefon. Adică e de aici o mânuță. În schimb, colegul nostru, Horia Sâl, zis și Zaiafet, știe multe lucruri despre mobil și ne le spune nouă acum. Auzi? Bă, rubrica mea, unde e? Că mai pot... Uite, am criză de calciu, uite cum trebuie. Dă, bă, rubrica înapoi. Fraților, cine ar fi crezut că într-un timp așa de scurt, telefonul nostru va evolua din asta în asta? Uite 15 lucruri senzaționale despre telefonul mobil. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother... 1. Telefonul tău mobil are o capacitate de calcul mai mare decât cea a calculatoarelor folosite de Apollo 11 pentru a ateriza pe lună. Ei au mers pe lună, noi stăm să ne căutăm foștii colegi de liceu pe Facebook, să vedem cât de tare s-au îngrășat. 2. Conform studiilor, telefonul tău mobil are de 18 ori mai multe bacterii decât capacul tău de WC-ul.
Adică ar fi mai sănătos să stai cu fundul pe telefon și cu mâinile pe WC-ul. 3. În Japonia, 90% dintre telefoanele mobile sunt rezistente la apă pentru că tinerii japonezi stau pe telefon și la duș. Cu o mână țin telefonul și cu cealaltă... 4. Oamenii de știință au găsit o metodă de a încărca telefoanele folosindu-se de urină. Vești bune, nu mai ai niciun motiv să ieși din duș. 5. Cel mai vândut model de telefon a fost Nokia 1100, cu peste 250 de milioane de exemplare vândute. Eu încă îl mai folosesc și n-am mai încărcat bateria din 1999. 6. La nivel mondial, mai mulți oameni au telefoane mobile decât au WC-ul în casă. Asta spune multe despre prioritățile noastre. 7. În Anglia, 100 de mii de telefoane mobile sunt scăpate în WC-ul anual. Ca să nu te mai întreb de ce au votat să iasă din Uniune. 8. Jumătate din populație spune că nu ar putea trăi fără telefonul mobil. Probabil că au citit greșit întrebarea de pe hârtiuța de sondaj și în loc de telefon mobil au crezut că e vorba de aer. 9. Aruncatul cu telefonul mobil e un sport recunoscut oficial în Finlanda. Avem și noi o ligă de amatori prin barurile din centru vechi. 10. În Malaezia e legal să divorțezi de partenerul tău printr-un SMS. Ceva de genul: dragă Gina, am amanetat tot. Pașii pusii, plec în Mexic cu vecina. PS, așa e în tenis. 11. În 2015, mai mulți oameni au murit făcându-și selfie-uri decât atacați de rechin. Cred că statistica asta se numește selecție naturală. 12. 61% dintre americani stau pe telefon în timp ce conduc. Măcar să dea și ei un share location să știm pe unde să nu mergem. 13. 9% dintre americani au stat pe telefon în timp ce făceau sex. În ritmul în care avansează lucrurile, îmi imaginez că peste câțiva ani statistica asta se va schimba în 9% dintre americani au făcut sex cu telefonul în timp ce soția dormea în dreapta patului. 14. Cel mai scump telefon din lume a costat 15 milioane de dolari și era făcut din cel mai pur aur, cele mai frumoase diamante și cea mai pură prostie umană. Și 15. Din moment ce a venit toamna, acoperă-ți telefonul cu ceva și uită-l. N-o să regreți. Cam atât pentru astăzi. Dacă aveți nevoie de mine, mă puteți contacta prin porumbel sau sol de pace. Oameni buni, dacă mobilul e mai jegos decât WC-ul, atunci să ne căcăm în el de telefon. Da, dar să știi că al meu nu mai... Ce? Mai merge. Ce, l-ai trântit cumva? Dar nu l-am trântit. L-am băgat în spirit să-l dezinfectez. Și perfect, l-ai curățat de tot. Nu mai merge nici telefonul. E curățat, e curățată și memoria. E curățată și cartela SIM. Tot, e curățat tot. Renunțați la telefoane și dacă vreți să vă clătiți urechile și ochii, ascultați și priviți Cronica Cărcotașilor, variante radio, de luni până vineri, de la 8 ale dimineții, cu mine Șervan și Orlando. E super Caterinca, garanta. Băi, dar totuși, nu, chiar nu mă... Băi, unde e rubrica mea? Unde? Hai mai răbdare, mă, extraordinar rubrica ta. Rubrica ta e în emisiunea asta cum sunt eu dimineața la radio. Alo, bună seara, seara. Păi sistem? Turbo pentru domnul Daia. Da, hai. Să facem melodia asta pentru domnul Daia, șeful nostru. Șeful la clan, ia. Uită-te acolo. Să trăiască. Hei! Pentru domnul Daia care a dat 2 litri de lapte. Așa, așa, așa. Dăm 50 de lei să-i dau șerba. Lipește niște cacao care a dat, să știe, pentru domnul Daia, șeful nostru, pentru PSD-ul. Așa, așa. Zice? Ia zice, ce zice? Să trăiască, frate, domnul Daia, că el a făcut din statuie oaia. Și ea ne dă ce ne place nouă. Ce? Lapte, carne, brânză, lână, ouă. Cine, mă, vaca? Ouă? Și acum vine strofa cu vaca. Că nu transformă furajul în caca. Ea ce mănâncă transformă lapte. Hei! Ce ne spune domnul Daia-s fapte? Hey! Da furaje fără număr, tată! Pentru oaie, dar și pentru vacă!
ăsta e bal anunț? Da. Vaca și cu aia își pierd controlul. Pentru oaie, dar și pentru vacă. Domnul Taia este creatorul. Vaca și cu oaia își pierd controlul. Adică nu-mi cunoaște. Acum pe refren ar merge varianta aia. Haideți toată lumea cu vaca în aer, dar faci lapte praf. Atenție! Nu uitați, ne vedeți pe Facebook și ne ascultați pe radio, pe multiple radio-uri din țară, da? Ce mai tare? Ce pentru că e Cronica Cârcotașilor, da, e da. Show, e nebunie, nebunie în Orlando. Pentru asta e o primă de la mine, domn Șarena. Vezi că ești înregistrat. Auzi, bine, bine. Voi doi, băi, rubrica mea intră în emisiunea asta ca să știu că dacă nu plec, frate, n-are rost să mai stau. Stai un pic. Unde era foaia asta? Unde... Băi, Șerban, bă, spune-mă. Câte replici mai are ăsta, mă? Două, trei mai are, mai mult. Câte are, mă? Da, mă, poți să pleci. Mai sunt trei replici. Gata, frate, la revedere. Hai, că nu mai... Și acum că a plecat... Gata, a plecat, nu ne mai aude. Și acum că dezbrăcatul s-a supărat și a plecat, e timpul să-l vedem pe... Dezbrăcat. Normal. Băi, stai așa, Beni, filmează nebunia asta de cadru. Fraților, suntem la Arcub Gabroveni, București. Băi, arată demențial tot ce este aici. Felicitări arhitectului. Am venit la o lansare de produse astea de păr, Grecia, nu știu ce. Luăm cadou, mâncăm, vorbim cu lume frumos. Hai, Beni, hai, cum ai, că pierdem lansare, hai! Sunteți înnebunite după produsele noastre. Vă mulțumim că ați venit. Folosiți de mult produsele? Le folosesc de ceva ani. Cel pentru căderea părului, cum vi se pare? E... Pe acela nu l-am folosit încă. Da. Avem gama pentru copii acasă. Eu am luat sarea de baie și este aia cu sulf, o nebunie. Toți vecinii au spus că am mâncat varză. Seara bună, băiețel! E secret încă. Dai băiețel. Dai cu roz. Da, la revedere. Ați încercat uleiul nostru pentru crăpături, pentru mâini? Nu. Vă rog. Cred că este pentru păr. Da! Stai că vreau să dau și cu fularul. Numai o secundă, că vreau să dau cu fularul, să nu vă lovesc. Iertați-mă, ați încercat crema noastră antibalonare? Zilnic. Da, vă rog. Da. Se simte pe păr, cred. Nu este de păr, este pentru burtă. Vă rog, să încercați. Da. Miroase minunat. Da. Vă fac cadou și îmi dați banii când îi aveți. Vreau să vă felicit, deci a fost senzațional în momentul în care ați vorbit. Și produsele dumneavoastră sunt de o calitate excelentă. Eu folosesc produsele noastră când eram mic. Dacă nu îmi dați acum la plecare ceva, n-am ce, adică trebuie să vă cer. Și pentru mine și pentru el. E cameraman și suntem doi. I don't understand anything, but okay. It's okay. Yes. Thank you. My name is Cătălin. I'm Marilena. Marileta. Marilena. Yes. De senzațională. Poate jos bem un par de vin, mai stăm de vorbă, îmi dai numărul de telefon. You have a boyfriend? Yes? I'm so sorry. Bye. Pentru că seara de seară noi avem evenimente, mâncăm și noi la evenimente și acum o să spuneți, dacă ăștia mănâncă mereu, seara de seară numai în oraș. Chiar așa e. Pot să te rog ceva? Vă rog. Noi suntem de la televiziune și... Sper dacă... că nu se filmează acum. Ba da. Filmează, da. Vreau să ne ajut cu mâncare, să nu mai stăm la coadă. Să iau și eu mai... Pentru dumneavoastră? Da. Dacă îmi spuneți și o glumă, ca să mă faceți să râd. Hai, nu serios, mă ajut? Da, dacă faci o glumiță, da, te ajut. Nu fac, dar în altă parte. Un banc mic. N-am. Un banc, ba da, trebuie să existe, ba da. Te pup și gata. Hai, pupă-mă. Să rămână, mulțumesc mult. Vorbim mai încolo, te pup. Bună, fetelor! Bună! Ce le faci de fug de tine? Ce le faci? Nu știu, uite-te și tu, e normal. Deci, iată, eram 5, din 5 am rămas doar eu, așa că ai grijă, că data viitoare poate fug și eu. Tot la TVR? Tot la TVR, da. Ce salarii mai dau ei acolo? Te invit să faci așa, o practică. Bunuri de masă? N-aș miza pe ele. Nu-ți mulți pensionari acolo? Nu, dar ce-s prostiile astea? Nu, așa... Adevărat. Adică-s pensionară, adică am ajuns la... Eu vreau să te întreb, să te cooptăm în echipă, nu să te las în...
televiziunea care mi se pare prăfuită. Dar nu așa face o propunere. Hai să mai stăm de vorbă, uite, intrăm acum, stăm de vorbă și... Dar nu, stai un pic, eu propuneri nu primesc pe înserat. Adică proiectul mi-l prezinți dimineața la ora 9 la o cafea. Bine, vorbim mâine, băi, nu știu. Să rămânile, doamna Negoiță, vreau doar să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre mine, dar fi sinceră. Aveți nevoie de vreo cremă? De multe ori am ținut să... Nu, crema sunt eu. Crema evenimentelor sunt eu. Nu că mă gândeam că de asta vă întrețineați tenul așa de bine cu cremele. Nu, eu la 46 nu fac absolut nimic decât îmi dau cu iubire, cu speranță și... Da, se știe clar că iubirea este cel mai mare drog și de mai multe mare ori am ținut să vă iau interviu și așa. Întotdeauna ca un pește, așa am scăpat. Și ne-am întâlnit la o grămadă de evenimente. Da, pentru că eu sunt tot timpul așa mișcare și e greu să mă prindeți aici. Vă pup și seară plăcută. Vă mulțumesc. Să rămână. La revedere. Ați văzut că vorbește mie... Lângă mine este minunata noastră româncă, Patricia, să rămână, da, Patricia. Așa este, îmi pare rău că nu mai apare în acel... Da, îmi pare rău că nu mai apare în acel show, pentru că eu doar pentru tine mă uitam la... Da, la Masterchef. La Masterchef, colega noastră Gabriela, chiar te-a jucat și te-a făcut foarte bine. Eu am o emisiune... Da. Doamne, ce teară fost! Ai auzit, Gabi? Da. Da, m-a plăcut foarte mult. Da. Eu m-am apucat de o emisiune de gătit. Da, foarte bine! Da. Dă-mi, te rog, 3 secrete în bucătărie pe care orice om care gătește trebuie să le pună în aplicare. Atunci, uite-te, 3 secrete sunt: 1, să ai o mare pasiune; 2, să ai un pic de talente; și al treia, să ai în tine gust, să ai un pic de gust, să zici să dai un gust la tot ce gătești, da? Mai dezbrăcat și ăsta sunt eu! Ciao și mă bucur că te-am văzut! Ciao, ciao, toată lumea! Mulțumesc de invitația! Ciao, să rămână, pa, pa! Ciao. Vă mulțumim, a fost superb. Nu ne așteptam să nu ne așteptam să dați drum. Nu ne așteptam să ne primiți atât de cald, de bine. Să vă dea Dumnezeu sănătate, spor, să ne mai invitați, că venim. La așa sacoșe. Venim, vă pup, să rămână, pa, pa. Mai bine. Pa. Drept că te duci acolo, înfulești tot, nu, pleci, frate, cu mașina Todora. Nu e adevărat, numai aici a fost, Evelin. Înainte plecai cu termofane, cu mașini, cu telefoane, cu camioane de vin, acum nimic. Poate ești doar cu domnișoare, asta e. Nici! Păi unde ai mai văzut domnișoare? Exact. Prieteni, asta a fost cronica de astăzi. Dacă v-am făcut să zâmbiți, măcar un pic, înseamnă că n-am făcut emisiune degeaba. Ia, râzi! Dar să știți că un singur lucru ar mai fi de făcut, pentru că trebuie să dăm acest minunat smartphone care stă la mine în buzunar și spune unde mă duc, taci, că te dau imediat un X4 Soul Mini S, conectivitate dual mode FDD de la Allview, da, pentru că este o marcă de renume în România, suportă card micro SB, SD. Cei care au trimis bâlbe, subiecte și alte comentarii la cricotașii.ro sau au scris la extrașe. Sunt extrașe acum. Ia zi, Zica! Telefonul va ajunge la... Pa! Vasile Zăvadă! Zăvadă, Vasile! Nu zăvadă, zăpada trebuie! Zăpada, lasă să nu vină zăpada! Eu atâta vă spun! Să vadă Vasile telefonul ăsta e... E zăvadă, bă, ce să mai e? Zăvadă telefonul ăsta. Zăvadă telefonul ăsta, este terminat. Nu uitați, în fiecare miercuri, la 8:30, este cronica... Cărcotași. Până săptămâna viitoare, zi Ioana, da? Că tu știi. Sunteți ceea ce priviți. Da, bra. Așa e, chiar așa e. Bra. Nu, că știi. Pa. Pa. Hey! Bravo, nice.
fii atent. Atenție, este felul următor. Noi facem poze, le trimitem fanilor contra cost. Am făcut o poză, 6 euro. Păi stai că eu până acum n-am luat un procent. O să le dau și lor, dar mai târziu. Bună ziua! Ce faci și este soția unui pădurar din, de la Cernăc, a venit. Da, care a fost bolnav ușor, da. Dar i-a trecut. N-am hepatită. Bun, podul cu fața la macara, vă rog! Ești comisar. E de aia verde. Ești profesionist. Oare câte octave trebuie să aibă vocea unui concurent ca să-i placă lui Despotă? 3. Câte? 3 octave. 3? Cum 3? 3? Oare de câte octave trebuie să aibă vocea unui concurent ca să-i placă lui Despotă? Oare câte octave? Aoleu, hai! Oare câte octave trebuie să aibă vocea unui concurent ca să-i placă lui Despotă? 3. 3 octave. De câte octave? 3. Oare câte octave trebuie să aibă vocea unui concurent ca să-i placă lui Despotă? 3. De câte? Nu de... Mă pune de câte? Câte?